Mâine, amintind și faptul că în aceste momente, în sala tronului, puteți să urmăriți omagierea de către reprezentanții cultelor din România și că în momentele în care Camelia Cichi povestea despre prezențele monarhilor și le capetelor încoronate aici în țară, erau condoleanțele transmise chiar de către aceștia. Alături de mine domnul Andrei Crăciun și vă mulțumesc prezența aici. V-ați ocupat, sunteți din generația tânără, dar vă ocupați încercând să readuceți zi de zi în memorie lucruri pe care considerați dumneavoastră că oamenii nu le știu. Și oamenii constată la un moment dat că într-adevăr, nu le știu și că este bine să le aprofundeze. Ce vă motivează sau ce vă motivează acum în acest context să întreprindeți un asemenea demers și cât de important considerați că este un asemenea demers de reconstituire a unor fragmente de istorie astfel încât la un moment dat să avem imaginea unui tot? Vă mulțumesc că nu mai sunt chiar din generația tânără. Sunt născut în Republica Socialistă România la începutul anilor 80. Bineînțeles, față de maestatea sa, toți suntem copii. Nu mai sunt chiar atât de tânăr, nu m-am născut în libertate, dar tocmai pentru că sunt născut în Republica Socialistă România și am traversat tranziția cu tot ce a însemnat ea, când eram eu elev, România era în tranziție, și am studiat și istoria, mi-a plăcut, mi-am dat seama de cât de importantă este memoria și de cât de puțin știm despre trecutul nostru și nu putem să înaintăm dacă nu știm de unde venim. Nu avem nicio direcție. Mă motivează, mă uitam acum la aceste imagini de la catafalcul cu maestății sale regele Mihai și îmi dădeam seama că îi cunosc pe toți vremelnicii politicienii clipei, inclusiv cu soții și cu partenere și nu știu să identific regi, prințese, regine din Europa, bineînțeles în afara celor foarte faimoși. Cred că asta e de fapt șansa pe care a pierdut-o România, că îi știm pe Ionescu, într-un Popescu. Fel nu, într-un fel nu suntem europeni. Dacă într-un fel da, să... suntem foarte... Nu aș zice provinciali, nu suntem, suntem la de... curent cu ceea ce înseamnă Europa este contemporană. Tocmai se perinde prin fața noastră lumea la care am fi putut avea acces și pe care am refuzat-o. Așa cum amintea colegul meu Mihai Constantin, rând pe rând vor exista anumite persoane din cadrul armatei, din cadrul bisericii, din familia regală, care fac de gardă la catafalc. Este un gest simbolic acest fapt, a face de gardă câteva momente, câteva clipe a fi acolo. Dar ce credeți că trebuie să însemne pentru omul care vede un asemenea moment și credeți din perspectivă subiectivă, evident, ce poate însemna pentru cel care este lângă catafalc? Cred că înseamnă măcar acum regele Mihai nu mai este singur sau suntem cu toții datori să nu mai lăsăm singur pe regele Mihai. Chiar dacă e ultima sa zi pe pământ, oricât de trivial ar putea să sune asta, așa este realitatea, ne rămâne moștenirea sa și cred că putem să facem de gardă la această moștenire. Putem. Spuneți-mi cum vedeți moștenirea. Chiar ați sens, sunteți născut în 1983, da? Da. Cum vedeți această moștenire? Care este de fapt pentru dumneavoastră această moștenire? Astăzi începeau acum 27 de ani, da, tot conduse de tineri, evenimentele de la Timișoara. Începea Revoluția, da, ca să spunem concret, până la Revoluția de la București nu au mai fost decât doi pași, iar începutul este Timișoara și va rămâne tot timpul Timișoara. Cum vedeți dumneavoastră această nevoie de reconstrucție morală și e vorba despre o viață trăită, această gardă? O viață trăită sub ceea ce înseamnă simțul datoriei. Regele Mihai a avut simțul datoriei, cred că nu ne putem
îndoit de acest fapt. Mai înseamnă demnitate, mai înseamnă decență, mai înseamnă onoare, mai înseamnă acceptarea unui destin istoric, fără să decazi în atitudini de vulg. Nu l-am văzut niciodată pe regele Mihai vulgar. În schimb, am văzut foarte mulți dintre oamenii din republicile, atât socialistă cât și post-socialistă, în care am apucat să trăiesc, foarte mulți oameni de stat vulgari, foarte mulți oameni de stat de mahala, foarte mulți oameni de stat care nu-și merită în niciun fel poziția. Regele Mihai poate nu a fost cel mai bun suveran, poate nu a fost cel mai bun monarh la care puteam spera, dar cu siguranță a fost un om decent, a fost un om blând, a fost un om bun și a fost un om înțelept. Și nu sunt foarte mulți șefi de stat în istoria românilor care să poată întruni simultan aceste calități. De ce credeți că în 1989, atunci erați copil, am ajuns, nu aș spune în capcana, ci doar în tentația sufragiului popular în ceea ce privește alegerea președintelui? Pentru că am avut în momentul respectiv senzația că noi, fiecare om cu votul propriu, se duce, își alege președintele și în felul acesta îi conferă nu numai legitimitate, ci și voința proprie de a acționa în societate. Ori, în tot ce a însemnat evoluția acestor ani, am constatat, și toată lumea poate constata acest lucru, că una este dorința ta personală sau a grupului din care faci parte, alta este acțiunea care se desfășoară în timpul unui mandat, a două mandate, pentru că acesta a fost argumentul cel mai important. Domnule, monarhia este pe viață, monarhia este ereditară, noi trebuie să ne manifestăm democratic. Vorbim acum la nivelul de teorie, dar în același timp la un nivel de analiză puțin mai subtilă a momentului. Pentru că tentația republicană este foarte puternică. Ni se pare că avem controlul asupra destinului nostru prin această manifestare de a alege, însă până la urmă constatăm că nu e chiar așa. Ce e foarte interesant este că, de fapt, în România, dacă ne uităm la toți anii care au trecut de la Revoluție, opoziția a venit de fiecare dată dinspre șeful statului, dinspre președinte. Dacă șeful statului ar fi fost regele Mihai și ar fi avut doar alegeri parlamentare, o anumită formațiune politică ar fi câștigat toate alegerile din România. Practic și-ar fi permanentizat accesul la putere. De fapt, aici cred că este slăbiciunea monarhiei, de fapt, pentru cazul românesc. Pur și simplu, dacă vă uitați cine a câștigat alegerile parlamentare în România, veți da seama că în acești 30 de ani nu am fi avut nici alternanță. În momentul acesta este premierul României de gardă la catafalc, această gardă despre care am vorbit, care are și putere de simbol, care are și putere de exemplu, care exprimă și respectul față de aceste momente, un omagiu. Practic, rând pe rând trec în această gardă atât demnitari cât și membri ai familiei regale. Revenim la tema discuției. Practic, alegerea câteodată poate să fie o capcană. Nu este neapărat o opțiune promonarhică sau antimonarhică, dar deturnarea voinței omului, care este oarecum câteodată mascată prin simplu vot, prin ziua alegerilor, poate să ducă în alt sens societatea decât în cea pe care ar fi dorit-o un om, un grup, o societate. Cu cât o societate este mai imatură, cu atât alegerile ei sunt mai greșite. Fiicele regelui Mihai, un moment de reculegere.
ambasadorul Statelor Unite, care intră în palat, a fost poate că unul dintre vârfurile momentelor solemne din această etapă a gărzii la catafalc. Ce ați scrie tinerilor în ziua de astăzi? Pentru că ce observăm? Și vorbeam și cu domnul președinte Emil Constantinescu. În coada aia lungă de kilometri, în șirul ăla de mii de oameni, practic nu mai există diferență de vârstă, nu mai există diferență de clasă socială, nu mai există foarte... există o unitate de voință. Dar în rândul ăla sunt foarte mulți tineri. Da, a fost și eu la coada aceea și am observat că, deși s-au nivelat vârstele, așa cum spuneți, există totuși o caracteristică. La acea coadă sunt mai ales oameni în etate care știu ce a însemnat monarhia pentru România. Și care, iată, poate că sunt impresionați de un moment în care prințul Charles și principele Radu stau de gardă la catafalc, un moment pe care nu l-ar fi gândit acum 10 ani, care era de negândit acum 27 de ani, care era puțin probabil acum 20 de ani. În afară acestor oameni în etate, sunt și foarte mulți tineri care nu au apucat să fie infestați de propagandă comunistă. Cred că asta este explicația. Sunt tineri care, pentru care revoluția a venit la timpul potrivit, când încă nu fuseseră prelucrați, și sunt foarte mulți tineri care s-au născut în libertate. Între timp, deși nu ne-am dat seama, există deja o generație născută și crescută în libertate. Aceasta este generația care va recupera identitatea și demnitatea pe care și le doreau pentru România regele Mihai. Acum, din nou, continuă garda la catafalc, este majestatea sa, custodele coroanei, Margareta, alături de un alt monar care încearcă să aducă acel, de fapt, alături de doi monari, este vorba de Carl Gustav și de s-a schimbat. Deci continuăm, spuneați despre cei tineri și spuneam că cei tineri, a trecut deja suficient de mult timp de la Revoluția în 1989 încât să existe deja o generație născută și crescută în libertate. Și eu de ea am speranțele pentru recuperarea demnității și identității. În protocolul acestei zile va urma o slujbă religioasă și constatam dimineață că după jumătate de secol este de fapt prima. E cea de-a doua cronologic, dar am spune că este prima procesiune religioasă pe un afet de tun legitimă și pun accentul pe acest cuvânt legitimă, pentru că așa oricine poate urca pe tun, dacă putem spune. Ultimul înmormântat și condus pe Calea Victoriei a fost dictatorul comunist Gheorghe Udej. Credeți că lucrul acesta este în egală măsură și o reparare a istoriei? Eu cred în felul următor. Republica în România este are o surginte bolșevică evidentă. A fost un act, așa cum îl numea și regele Mihai, care este nul și neavenit, chiar și din punct de vedere juridic. Orice act pe care îl obții sub șantaj, sub presiune, nu este valabil. Dacă eu vă ameninț acum cu moartea ca să vă dați laptopul de pe masă și dumneavoastră mi-l dați, pentru că ați fost amenințat, nu înseamnă că laptopul acesta mi-aparține de drept. Ca atare, Republica în România, din punctul meu de vedere, nu este legitimă. Nu a fost niciodată legitimă în 1947 până astăzi. Și poate că o crimă se prescrie după 20 de ani. Dar furtul unei anumite forme de guvernământ nu cred că se poate prescrie, chiar dacă au trecut 70 de ani de la momentul abdicării forțate a regelui Mihai. Asta este prima parte a
discuției. Cea de-a doua parte a discuției este că pur și simplu văzând din nou putem vedea într-o, e ca o hârtie de turnesol, la înmormântarea aceasta vedem foarte clar diferența de statură, diferența de prestigiu între niște oameni care au un simț al datoriei față de națiunile lor și niște oameni care au ajuns episodic în diferite roluri și diferite posturi. Da, dar episodul care a fost instaurat de bolșevici a însemnat 70 de ani. Începe această ceremonie religioasă pe care o vom urmări din sala tronului. Este practic o prohodire și dăm din nou legătura pentru câteva momente la Camelia și la Mihai. Observăm că se adună tot într-o procesiune cei care sunt îndrituiți să îl prohodească pe cel trecut la cele veșnice. Mulți preoți de mir, mulți episcopi și mulți monahi din Biserica Ortodoxă. Să nu uităm că Mihai a fost un rege botezat ortodox, că fiicele sale sunt botezate ortodoxe și că în felul acesta s-a respectat atât Constituția cât și tradiția casei regale. Deci Camelia și Mihai, câteva vorbe scurte înainte de a începe această clipă de reculegere specială însoțită de câteva rugăciuni. Da, este o clipă specială și aș vrea să vorbim un pic aici cu ajutorul Cameliei despre locul în care se petrece această ceremonie, pentru că apoi totul se va muta în piața Palatului Regal. Camelia, așadar, ce înseamnă sala tronului pentru Palatul Regal și mai ales pentru regele Mihai? Povesteam și zilele trecute când a ajuns la Castelul Peleș că sala tronului a fost aleasă pentru că aici a fost botezat majestatea sa, regele Mihai, în 1921 și atunci au venit capete încoronate din toată lumea. Naș de botez a fost regele Ferdinand, tot aici în sala tronului a fost încoronat în 1940, în 6 septembrie, atunci când a purtat și coroana de oțel. Cred că a început slujba. Mulțumesc mult, o vom urmări. Aș vrea un ultim gând, să spunem, un gând de speranță, pentru că sunt nevoi să leg, e un crepuscul acum, trecem dintr-o lume în alta, cel puțin simbolic. Gândul meu de speranță este că tocmai asistăm la înmormântarea primului șef de stat din România din ultimii 100 de ani, care este la care românii se pot raporta cu mândrie și care este plâns nu pentru că s-a dat o plenară, o directivă de la partid, ca în cazul lui Gheorghe Udeș, ci este plâns cu sinceritate de oameni care stau ore în șir ca să se reculeagă la catafalcul său. Mi se pare un gest de normalitate. Vă mulțumesc, domnule Crăciun, am fost onorat de prezența dumneavoastră aici. Rămânem împreună, stimați telespectatori, și vom urmări aceste momente solemne, aceste rugăciuni care se înalță și care vor continua de-a lungul zilei, pentru că și în fața Palatului Regal va fi o ceremonie.
Yeah.
Aici s-a terminat scurta ceremonie, deci am spune că este începutul ceremoniilor. Soborul de preoți a fost condus de preasfințitul părinte episcop vicar patriarhal Timotei. Au fost preoți din București, dar și călugări, așa cum spuneam. Alături de mine în studioul televiziunii române, domnul Doru Tonta, domnul profesor. Suntem onorați să vă avem în acest moment în calitate de președinte al Universității Petre Andrei. Ați reușit de multe ori să parcurgeți multe etape din ceea ce a însemnat istoria în România, istoria regalității. Aș vrea să-mi spuneți doar câteva cuvinte. Această sală a tronului, prin ce este semnificativă în istoria României? Mulțumesc, așa cum evocau și colegii dumneavoastră, sala tronului a marcat întreaga viață a mai